facem noi într-o... Ce azi? Marți. Marți dimineața ne-am hotărât să mergem la sală, să facem un pic de mușchi și un pic de abdomene. Ne urcăm pe bicicletă, vâslim vreo 4 km și după aceea ajungem la sală. Încerc să mai filmez de pe drum. Da. Acum tu să-mi întorc camera. Hello. Locul ăsta e relativ nou făcut și încă n-or scos minunile astea de pe protecție. De protecție. Deci este ca un fel de pânză pentru tot felul de artiști. Pic. Ta-da! La bicicleta! Așa, mă smile! Închizi aici? Păi nu știu, închizi? Ce faci azi la sală? Aler! Picioare! Și veșnica purtă! Ok. Mergem cu 80 la oră. În mod normal, în Austria, se merge bicicleta pe șosea. Acolo unde nu e bandă special de biciclete. Doar că noi mergem pe trotuar de data asta, fiindcă filmez și fiindcă am groază să nu primim vreo amendă de la poliție dacă ne văd pe șosea. De 3 km 65 de acasă până la sală. O să intrăm imediat să facem niște mușchiuleți. În cazul meu, mușchi țigănesc. Haide, doamna Florea, mai cu talent, facem și noi ceva azi. Teleșpane. Deja mi-e foame, de nu mai vreau. Ce dă? Foame. M-am intrat pe ușa. Dar se spune să nu mergi la sală sau să faci sport pe stomacul plin. Așa că trebuie să rapsi. Știu. Bon. Change. Bon. Nu știu, oare ne lasă ăștia să filmăm înăuntru? Zici? Fii atent aici. Intru numai așa, știi, și după aceea îl închid. Aici, cred că. E pe verde? Deși? Hai, pa! So sweet, it acting so rude. Won't you tell me what I'm supposed to do? Yeah. High and low, in between, acting out, make a scene. Working on our body language, working on our body language. Baby, now tell me exactly how you feel.
I'm just tryna keep it real. Let me love you on the inside, love you on the inside. Tell me exactly what you mean. You mean everything to me. Let me love you on the inside, love you on the inside. Ăsta micu, ce faci? Ce faci? Restaurez mobilă? Restaurez mobilă? Păi ce ai făcut, Bobiță? Cu mama ta vorbesc. Bobiță, ce ai făcut? Kinderarbeit? Ha? Hai, bagă. Hai că ți-am dat ter bani. Așa. Muncește pentru o masă. You don't ever wanna tell me what you thinking. One sentence is too much for you tangled mind. Don't know what's worse the waiting on the. Plecăm să returnăm niște chestii la Ikea. Nu, tu nu vii cu mine, da? Poți să, da, tu rămâi în spatele meu. Da, tu! Pasca aia. Hai, Levi, trebuie să ne ajuți. Deschide ușa. Ai la cheia de la mașină. Păi unde e cheia de la mașină? Aici. Cine a fost ultima oară? Stai acolo în ușă. Cățigani. Cu noile la mal. Asta-i punem aici. Și ce mai e de returnat? Te-am fi, Levi? Poate e în mașină. La tine, nu? Nu, hai. Ducem și astea. Cu noi. Zi, ducem și astea sau... Nu, bun. Pa. Astăzi e cea mai zi. Cea mai zi. Mai zi decât cea mai noapte. Da, e cea mai zi din toate nopțile. E cea mai călduroasă zi din Austria din 2020. Și un pic suntem. Adică un pic vom fi șocați cât de cald va fi în mașină. Numai un pic. În rest e ok, nici nu cred că pot să pun mână în volan. Aici e rabla. Acum să vedem. Ai de capul meu, deci. Gogule. Da? Joacă pe asta. Cum e? Ha? Moli, mă. Lasă că... Îmi duci tu? Ce? Da, eu am nevoie de mâinile astea. Sigur. Hai. Lasă-mă. Hai, lasă-mă. Îmi duci tu? Hai, super, m-am scos. Lasă-le. Uite așa, pe capul. Nu, lasă-le jos așa.
adică... A, pe parte? Dacă lasă. Le-ai duce tu un pic acolo... Nu, stai, lasă, du-te tu acolo, că așa-mi conduce soția, ceea ce nu mă poate decât avantaja. What? Nu le rup! Chipri. Da! Nu poți să le rup! Păi, dă-o mă încoace! Nu stați să vedeți cum transpirăm instant. Vai de capul meu! Ce? Hai de capul meu! Da-ți apă, ce mai? Gata! Dar n-ai cum să... Dă un pic cu apă sau cu ceva. Să dai cu apă. Îți curios câte grade sunt. Arată acolo câte grade sunt. Dashboard. Bagă-mă, adică nu știu, e la mine? Dar la mine? Da. E la mine. Hai. Uite-te cu plovărul pe volan. Să nu îi fie frig la dragul volan. Hai. Ce zici? Da. Ce simt? Da, e pornit. Aici e capul. Câte scrie că grade sunt? La de plop. Știi? Ok, poți să faci. O conduc eu, o conduc tu. Scuze, nu mă las un pic. Nu avem motorină. 41. Auzi, ăsta intră, se bagă. Da, intră și bagă. 41. 41 de grade. Bă, băiatule, unde ești? Noi de fiecare dată când venim la Ikea, prima oară venim la Ikea pentru sărăcii. Adică la unde să din astea de rest. Cum zice? Fund grube. Fund grube, adică un fel de Ikea pentru săraci. La fund. La fundulețe. Da. Și aici sunt tot felul de, cum zice? Astea care le rămân mici la alții. Și venim noi și vedem dacă reușim să găsim ceva. Cred că Cristina chiar a găsit ceva. Da. A găsit o ramă pentru tablou. Uite aia cu... Hai, place aia, o ia. Sigur o ia. Eu vă spun de acum cu ea. Uite, cu verde tablou. Pe 5 euro. Hai, pe 5 euro o băgăm în baie. Nu vrei să ieși un jilț? Fiți atenți cum se cățărea ca o maimuțică până găsește ce vrea, până găsește bananuța. Cât e? Și așa încheiem o seară sau o zi pline de nebănuite succese, cu o furtună incomensurabilă deasupra Vienei, care ne încunună seara, bineînțeles, într-o manieră pe care o primim cu toată plăcerea, fiindcă azi au fost 41 de grade la un moment dat, așa că mai bine că acum nu se poate ca să ne răcorim puțin,